Stimați reprezentanți ai mass media, dragi cetățeni, vreau să revin astăzi referitor la subiectul referendumului constituțional din 20 octombrie și importanța lui pentru viitorul european al Republicii Moldova. Am atras atenția anterioară asupra riscurilor eminente legate de securitatea națională, în cazul în care acest plebiscit eșuează, dar vreau să mai atragem atenția că există și multe alte riscuri care vizează direct bunăstarea cetățenilor și perspectivele de dezvoltare ale țării noastre, care depind în foarte mare măsură de rezultatele referendumului din 20 octombrie. Este extrem de important să înțelegem că deschiderea negocierilor de aderare la UE nu este un succes obținut peste noapte, cum încearcă să-l prezinte actuala guvernare. Procesul de integrare europeană nu a fost început de pas și nici nu se va încheia odată cu plecarea acestei guvernări. Procesul de integrare europeană a început de mult, iar primul document care a cimentat acest parcurs a fost Planul de Acțiuni Uniunea Europeană Republica Moldova, semnat în februarie 2005, adică cu aproape 20 de ani în urmă. A urmat un lung proces de transformări și ajustări, o comunicare intensă cu Occidentul. S-au pus bazele unor parteneriate strategice cu partenerii din vest. Au fost urcușuri și coborâșuri, perioade în care relațiile noastre cu UE au fost foarte bune și perioade în care s-au înrăutățit. Dar aceste relații au evoluat continuu, până când în anul 2014 a fost semnat acordul de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, care a însemnat implicit liberalizarea regimului de vize și acordul de liber schimb cu UE. A fost un punct culminant care a deschis noi perspective pentru cetățeni și pe multe oportunități pentru țara noastră. Între timp, Uniunea Europeană a făcut investiții enorme aici, a implementat mii de proiecte de dezvoltare, a acoperit financiar deficitul bugetal și ne-a apărat interesele de cele mai înalte, de la cele mai înalte tribune. Asta pe lângă faptul că pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova, această acoperire a creat multe perspective. Numai libera circulație a persoanelor și a capitalului cât face. Amintiți-vă atunci când o mulțime de mame plecate peste hotare, mulți ani la rând, nu-și puteau strânge copiii în brațe din simplu motiv că nu puteau veni acasă. Asta dincolo de alte greutăți și umilințe prin care au trecut cetățenii noștri când încă exista această cortină între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Și iată că iarăși, după aproximativ un deceniu, este acceptată și cererea noastră de aderare la Uniunea Europeană și se dă startul negocierilor propriu-zise. Un nou punct culminant în acest traseu extrem de lung și complicat, care din nou este un salt uriaș către integrarea în spațiul european și ne oferă o șansă unică pe care nu avem dreptul să o ratăm. De ce spun toate acestea? Pentru că este important ca lumea să înțeleagă că boicotarea referendumului sau mai rău votul împotriva integrării europene nu se rezumă doar la sfidarea actualei guvernări, pe care multă lume este supărată, pe bună dreptate. Înseamnă mult mai mult. Înseamnă compromiterea acestui efort îndelungat, înseamnă aruncarea Republicii Moldova cu cel puțin 20 de ani în urmă. E ca și cum un maratonist care se apropie de finish după ce a alergat 10 de kilometri și pe ultima sută de metri ar începe să alerge înapoi. Nu putem admite așa ceva. Iată de ce. Partidul Social Democrat European insistă
și îndeamnă toți cetățenii Republicii Moldova să nu-i asculte pe cei care vor ca referendumul să eșueze. Ei nu sunt prietenii noștri, ei sunt dușmanii noștri. Noi trebuie să ieșim masiv la urne pe data de 20 octombrie și să spunem da hotărât, ca să închidem încă o etapă importantă în istoria țării noastre. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc!